Pentru copii, terenul de joacă este o lume în miniatură. Aici, ei își formează primele reflexe sociale. Aici se împrietenesc și formează legături care pot dura o viață. Un astfel de loc continuă să lipsească din multe comunități din România. Nu avem terenuri de joacă. Când mă jucam, mă jucam cu copiii de pe uliță. Când era iarnă, mergeam la Săniuș. Vara mergeam prin pădure, chiar ne mai jucam pe anumite grădini pe unde proprietarii ne mai alergau, nu ne lăsau să ne jucăm. Amintiri frumoase oricum din copilărie. În vara anului 2015, în urma unei competiții cu alte comunități, primăria din Baia de Fier a câștigat un grant în valoare de 5.100 de lei. Împreună cu contribuția proprie de 1.290 de lei, suma a fost folosită pentru construirea unui loc de joacă pentru copii proveniți din familii dezavantajate și nu numai. În ziua de astăzi, într-adevăr, copiii au mai multe oportunități față de cum am avut noi în copilărie. Sunt anumite spații de joacă, într-adevăr, cam micuțe pentru numărul de copii care sunt în localitatea noastră. Beneficiarii spațiului de joacă existent în fața grădiniței sunt aproximativ 70 de copii. Vin și din localitate, copii aflați la școala primară, școala gimnazială chiar, și au fost foarte încântați de acest spațiu de joacă. Mămicile chiar la ora 12 nu puteau să-i ia acasă, deoarece doreau foarte mult să se joace în acest spațiu de joacă, fiind ceva nou pentru ei. Venind aici, copiii lasă deoparte grijile din familie, percep mai ușor obstacolele prin care trec și adesea uită de marginalizarea pe care uneori societatea le impune. Topoganele sunt în special cele mai des utilizate. Bineînțeles, ele sunt puține ca și număr. Copiii fiind foarte mulți, ne-am dorit să extindem acest spațiu să fie mai mare pentru a putea acoperi nevoile copiilor din comunitatea noastră. Proiectul a continuat în 2016, când s-a obținut finanțare pentru un nou program denumit Minte Sănătoasă în Corp Sănătos. Acesta s-a adresat în primul rând copiilor din comunitatea de rudari de la Galbenul. Galbenul nu este un sat propriu-zis, ci o uliță lungă, cu case înghesuite de o parte și de alta, care șercuiește între munți. Pentru că fac parte dintr-o astfel de comunitate, săracă și izolată de centrul localității, copiii de aici sunt în pericol de abandon, atât școlar cât și social. Pentru o dezvoltare sănătoasă, copiii au nevoie de spații sigure în care să se joace, dar și de modele de comportament pe care să le aplice în viața de zi cu zi. Acesta este unul din scopurile activităților care se desfășoară la Galbenul. Din iulie până noiembrie, grantul obținut îi va aduce pe copii pe terenul de joacă. Unul dintre jocurile la care participă se numește Vânătoarea Lănțuită. Este un joc de incluziune socială, dar și de apropiere între copii de diferite vârste. Scopul jocului este să colaboreze cu ceilalți copii. Echipa se formează cât mai repede, învață să se respecte unul pe celălalt, să ajute între ei dacă se întâmplă ceva. Au început să fie mai comunicativi, în primul rând. Se cunoșteau fiind colegi, dar nu era prietenia atât de mare între ei. Grupuri diferite, grupul celor din comunitate, grupul celorlalți. Acum s-a ajuns să fie prieteni, să comunice între ei, să participe foarte bine la activități. Până la sfârșitul proiectului, se speră că jocurile de peste vară îi vor apropia mai mult de școală, îi vor forma ca grup și îi vor convinge și pe părinți și pe copii de importanța continuării studiilor.